Și acum, după ce am urcat 1300 de trepte din centrul orașului... Cu mașina pe lângă. Unii cu mașina alta pe trepte, am venit aici, am ajuns la unul din cele mai preferate de la mine, monumente din Bulgaria. Un monument care se vede de la o distanță din tot împrejur de 30 de kilometri. Mm-hmm. Un monument care este creat într-o perioadă foarte interesantă, perioada comunistă, legat de formarea Bulgariei. Este, cum să zic, primit, decis, să zicem așa, că anul în care s-a format statul bulgar este 681. În anul 1981 era sărbătoare foarte mare în toată țara. Înainte că să se întâmple această sărbătoare, trebuie să fie și destul de interesante, atractive evenimente și monumente. Da. Ne aflăm în așa zisul monumentul 1300 de ani Bulgaria sau fondatori țării Bulgarii. Și să mai specificăm că cele 1300 de trepte au legătură cu cele 1300 de ani. Exact. Da. Și duc la începutul, la jos, în centrul, orașului. Mm-hmm. Totul este un simbolic. Așa. Totul e un simbol foarte mare. Începem cu primul creator al Bulgariei de astăzi și de Bulgariei, cea nouă Bulgarie, după ce Bulgaria cea mare s-a împărțit, Bulgaria cea mare, care a fost de proto-bulgar, pe malul între Dnepr, între râurile Dnepr și Volga, s-a dezmembrat, cum se spune, pentru un stat, nu știu cum se... S-a... Ok, despărțit, realocat. Da, să zicem, s-a despărțit, s-a desființat într-un fel, fiindcă o parte din populația a rămas acolo. Cealaltă parte, în frunte cu Asparuh, pe care puteți să-l vedeți în documentele scris și ca numele Isperih, a venit aici în teritoriul Bulgariei. Deci, întâi s-au câștigat bătăliile pe teritoriul Ongăl sau zonei, în acest moment, satului Niculițel, da, care e pe teritoriul României. Și de acolo, încet cât încet, proto-Bulgaria a început să coboare și să cucerească noi și noi teritorii. Ajungând aici, în zona orașului Șumen, da, se zice că s-a decis aici să fie Bulgaria. Deci, loc, centru, distanță către celelalte țări, perfect. Mm-hmm. Nu s-au tracii și populația care era atunci, nu s-au bătut. Așa, nu s-au luptat, nu s-au opus. S-au opus într-un fel, dar prin, se zice așa, prin diplomație asimilare și bătăi, asta e limba diplomatică, uh-huh, știți, de fapt s-a creat statul bulgar. Bulgar. Statul bulgar. Mâinile nu degeaba sunt ridicate. Așa. Una este simbolic, bineînțeles, mâna spre cer, da, mâna, ei încă nu sunt creștini, sunt încă legați cu zei, cu altă, cu cer, sus, îi vine de sus, fiindcă este legat, acest conducător este legat de zeu, mâna de jos este pământul. Și cuvintele rostite sunt, aici începe Bulgaria. Și a dat și cu sabia. A dat și cu sabia. Calul, da, eu vă povestesc ca pentru un monument, dar și în același timp, de câteva ori am spus că istoria Bulgariei poate fi foarte ușor învățată de către copii. Calul are o față, o atitudine, e un cal mai greoi, e cu o construcție mai specifică, e gen calul pe care o să-l vedem la un alt loc. O să vedem acest gen de construcție de cal pe Madara. Pe, okay, relieful în stâncă de 40 de metri
pătrați. Sub piciorul calului este pământul tracilor. Aceasta este pământul trac, unde vin protobulgari. Aha. Ei vin pe teritoriul tracilor. Calul și-a ridicat, dar în același timp poate să pună piciorul jos. Înțelegeți asta? Totul acesta este un simbol. Teritoriul lui Orfeu. Știți cine este Orfeu? Nu. Cine? Orfeu este cântăreț la o liră care vrăjească toată lumea popor și animale. Nu ați auzit de cântăreț trac? Am auzit de alții, trebuie dar de el n-am auzit. Trebuie să mergem în pământurile lui. Asta e. Lui Orfeu. Vezi, asta de fapt trebuia. Da. Mergem Bun. Și acolo. Este în zona sud, vamă, turci și greci. Următorii, nu știu din acest unghi dacă vedeți, următorii, Tervel, Crum și Omurtac. Așa. Toți acestea au contribuții în diferite perioade în primul stat, prima țară bulgărească. Prima țară bulgară. Bulgar. Bulgărească. Bulgar. Încă nu sunt creștini. Încă nu sunt creștini. Și aici un lucru foarte interesant. Deci asta este perioada pagană. Da. Da. Aici este perioada pagană. În, cum ar fi băgat într-un colț? Da. Da. În acest colț, de fapt, este vinovatul care a făcut așa ca bulgarii să fim creștini și românii să fim creștini. Uh-huh. Acesta este țar Boris. Din motive politice și din alte motive, Boris Mihail, are două nume, a făcut creștinizarea poporului bulgar. Ca să dea influența acestui monument, autorii au făcut o cruce. Această cruce care este de sus, de fapt, în anumit timp al zilei, depinde cum cade soarele, se proiectează în... Aici, da. pe jos. Și n-aveți cum să nu vă dați seama că acest personaj din istoria Bulgariei, care, mă iertați, dar mie îmi seamănă foarte mult ca un Robocop. Păi da, e un pic mai așa. Da, toate formele sunt așa, formele în unghiuri prea drepte. Drepte, prea da. Categoric. Și, de fapt, asta a fost unul din lucrurile care am întrebat, am citit foarte mult și am întrebat, dar de ce trebuia să fie așa? Nu putea să fie ca la Leonardo, mai moale, mai fine, așa. Nu, bulgarii trebuie să fie așa cum au fost, duri, direct, și gata la tot. Mm-hmm. Boris. După Boris vine țarul Simeon. Țar Simeon, acesta care... Așa, în mâinile căruia, da? Singurul care ține jezăl este în bulgară, nu știu în limba română cum se numește. Asta, atribuție de rege, este perioada de aur. Secolele de aur, în perioada lui regele Simeon. Soldații, scriitorii... Deci cei trei sunt scriitorii? Cei trei sunt oamenii care adaugă la scris cărțile, dezvoltarea în mănăstire, economie, tot. Perioada de aur este înflorirea Bulgariei. Și după perioada de aur trecem în zona aceasta. În zona aceasta cu mozaică, cu această mozaică, da, care este în diferite da. Culori. Și pe aceste mozaici începem cu alfavitul, da. Cu Sfânții Kiril și Metodii și elevii care au răspândit glagolița și pe urma Kirilic. Glagolița este primul alfavit bulgar. Și dezvoltarea lupte în aceste perioade. În fața monumentului este un alt personaj. Acest alt personaj în față.
Unde, când unde? Am urcat pe scări, când ne-am dus în față, sus. Da, gata, l-am văzut. Monument. Adică, da, e interesant. E sus, sus și în față, da. Este sus. Este de 1000 de tone așa. De piatră granit. Așa. Cred că așa se numea piatra, granit. Granit, verific, da. Verific. Și reprezintă un leu. Acest personaj, leul, în Bulgaria are în afară de poveștile și legendele, dar de fapt leul reprezintă sufletul, voința bulgarului și banul bulgar. De fapt, banul bulgar și banul român au aceeași denumire. Leu? Leu, okay. Numai că în Bulgaria e lef. Aha. Lef, noi spunem leva. Înțelegeți? Da. E ciudată și foarte interesantă această situație. Celălalt lucru care așa, are da? Stilizat pe spatele, pe așa lateral, așa, pe în partea de spate al leului, este un flutur. Așa. Ce simbolizează libertatea sufletului al bulgarului. Uh-huh. Deci, leul bulgar, sufletul, 30 de kilometri să se vadă de peste tot. Foarte tare. Aici am zis. De aici, aici începe. De aici începe. Da, de aici Bulgaria. Începe platou, totul și răspândirea Bulgariei. Primele capitale al capitalele al primului țărat bulgar, vorbim de acest țărat bulgar care de fapt este desprins din Bulgaria cea mare și da. Este creat în aceste meleaguri, așa, să mă exprim, sunt următoarele. Pliska, Preslav, oraș în jur de max, într-un jur, da, într-un jur de 40 de kilometri, să da. Zicem așa. Iar următoarele, din cauza dezvoltării, și să nu uităm că Bulgaria a fost foarte mare, capitala depinde ce evenimente, nu evenimente, ci ce situații politice și s-au desfășurat aici, a fost mutată Skopje, Ohrid și se presupune pentru o scurtă perioadă în Sredeț. Orașul Sredeț, știți cine este? Spune-ne tu. Sofia. Aha, capitala okay. de acum. Okay. Acolo se presupune. Obiectul cel mai interesant, mistic, misterie. Așa. Relieful cu călărețul de la Madara, în stâncă. Ok, la care mergem acum. Da. Să-l vedem. Haideți. Haideți.